primăriile din Pașcani, Târgu Frumos și Hârlău a arborat astăzi, 26 iunie, steagul național pentru a marca Ziua Drapelului. Din păcate, anul acesta Ziua Drapelului este sărbătorită cu steagul în Bernă, în memoria victimelor accidentului de duminică din Muntenegru, unde 19 români și-au pierdut viața. Ziua Drapelului Național a fost instituită pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, ziua când guvernul revoluționar a declarat ca tricolorul roșu, galben și albastru să reprezinte steagul național al tuturor românilor. În semn de respect pentru această zi, Primăria Municipiului Pașcani a arborat drapelul de la primele ore ale dimineții. Din păcate, în acest an, Ziua Tricolorului este marcată de tragicul eveniment petrecut în Muntenegru, acolo unde mai mulți români și-au pierdut viața în urma unui accident. Este a șaptea zi de doliu național în ultimii 23 de ani și prima dată când este decretată în memoria victimelor unui accident rutier. În mod surprinzător, cetățenii au aflat mai degrabă de doliu național decât de faptul că astăzi sărbătorim Ziua Drapelului Românesc. Astăzi știm că e sărbătoarea drapelului românesc. Ce știți despre sărbătoarea asta? Păi ce să știm, că este o tragedie în țara noastră, cu cei 18 morți. Ce părere aveți de ce s-a întâmplat acolo? Părere foarte rea. Deci nu trebuie să întâmple așa ceva. Deci, ce s-a putut face pentru noi, s-a făcut, românii noștri au sărit totuși. Statul, guvernul, eu cred că este suficient. Greșeala unde este, nu putem spune. Știți ce sărbătoare este astăzi? Nu. Prea de astăzi. Nu. De faptul că este doliu național. Doliu național, da, pentru ce s-a întâmplat în Muntenegru. Dar Ziua Drapelului chiar nu știu. Cum se pare ce s-a întâmplat acolo? Foarte, foarte dureros. Asta este viața. Ziua Drapelului Național a fost instituită pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când guvernul revoluționar a decretat ca tricolorul roșu, galben și albastru să reprezinte steagul național al tuturor românilor. Cele trei culori, împărțite în mod egal, reprezintă principiul egalității, orientarea culorilor în sus semnifică verticalitatea, iar cifra 3 este numărul perfect. Pe lângă țara noastră, mai există alte trei țări europene tradiționale cu steagul tripărțit în mod egal și vertical, Franța, Italia și Belgia. De câteva luni de zile, cetățenii unui bloc din zona Vale sunt terorizați de un câine comunitar îngrijit și adăpostit de o familie de romi chiar sub geamul locuințelor. Este vorba despre locatarii blocului C4 de pe Aleea Izvoarelor, acolo unde, pe spațiul verde, familia Ferrariu îngrijește de câteva zile un maidanez. Mai mult, aceștia i-au adus și o cușcă găsită la groapa de gunoi din apropiere. Vecinii spun că de la apariția patrupedului nu se mai pot odihni pentru că acesta latră mai ales noaptea, iar prin spatele blocului nu mai pot circula și copiii nu se mai pot juca de frica câinelui. Ei au cerut ajutorul televiziunii locale pentru rezolvarea problemei, dar au refuzat să dea vreo declarație de frica țiganilor. Întrebați de ce țin câinele sub geam, membrii familiei Ferrariu motivează că le este frică de un pedofil care ar umbla mascat prin Pașcani și bocănește noaptea pe la geamuri celor care locuiesc la parter. La fața locului au sosit și polițiștii locali. Stăpânii câinelui nu au putut prezenta niciun act pentru cel pe care îl îngrijește, conform prevederilor legale. Ei au primit un avertisment să mute cușca de sub geam, iar câinele să fie luat în apartament. În caz contrar, urmând să fie sancționați cu o amendă de până la 1000 de lei. Deci nu știi nimic de cușca matale, nu? Nu știu. Vezi că la 1055, pe 2005, dacă ții cumva câinii și aia în domeniul public, așa. Ceea ce nu ai voi, trebuie vaccinat cu toate datele, cu tot, da? Și sunt tulburii oarne și niște vecini. Da, aruncă pornitori de sus.
ce păi, vin la și eu dacă aș veni la schimbul 3 și nu m-aș putea odihni, nu sunt la fel aș face dar și eu? Când s-au trezit cu polițiștii la ușă, romii de la blocul C4 au uitat de grijă pentru paznicul necuvântător și au aruncat cușca la gunoi. Astfel, câinele a rămas fără stăpân, liber pe străzile Pașcanului, fiind astfel un pericol pentru cetățeni. Da, deșirii, ce spun? Ce să zic? Da, m-a interesat pe mine de pe, dar dacă îmi crede un copil... Interesant pentru un om care vine la servici, trebuie să liniște, să doarmă, să odihnească, mai bine mă să fie liniște. Zic altceva. Mai bine mă cer cu vecinii, azi mă cer, peste două săptămâni mă împac. Du-o la pubiel acolo și așa, să ducă și leva. Incendiul la o casă din cartierul Aerodrom, acoperișul unei vile de pe strada Renașterii, a luat foc după ce un fulger a trăsnit în instalația de protecție a construcției. Incidentul a avut loc în seara zilei de sâmbătă, în jurul orelor 20 și 14. Din cauza zgomotului asurzitor, proprietarul a avut prezență de spirit și a ieșit imediat afară să vadă ce s-a întâmplat. În câteva minute, învelitoarea din cartonul bituminat și astereala din lemn s-a aprins, iar bărbatul a sunat de urgență la 112. La fața locului s-a deplasat o auto specială de stingere incendiu, iar pompierii au reușit în scurt timp să lichideze focul. Inspectoratul pentru situații de urgență Iași a fost solicitat să intervină în data de 22 iunie la ora 14 minute în municipiul Pașcani, strada Renașterii, numărul 13, pentru stingerea unui incendiu civil la o locuință. La locul intervenției s-au deplasat echipaje din cadrul secției de pompieri Pașcani, au alt 25 de metri pătrați de astereală din lemn și învelitoare de carton bituminat, cauza probabilă a incendiului fiind trăsnetul. Emoții pentru capitanul Vasilea Vasiloae, șeful poliției locale Pașcani. În cursul zilei de ieri, la primăria Pașcani, a avut loc atât proba scrisă, cât și interviul pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a postului de șef al serviciului de poliție locală. În urma celor două probe, cel care conduce deja activitatea poliției locale a obținut la proba scrisă un număr de 80 de puncte, iar la interviu a primit 89,40 de puncte. Astfel, Vasilea Vasiloae va ocupa pe o perioadă nedeterminată postul de șef al serviciului de poliție locală. În data de 25 iunie am susținut concursul pentru funcția de conducere șef de serviciu în cadrul serviciului poliției locale. După cum cunoașteți, această funcție nu a fost ocupată nici în timpul în care poliția locală era organizată ca poliție comunitară, dar mai ales după reorganizarea poliției comunitare ca poliție locală, această funcție nu a fost încadrată. Fac mențiunea că asigur conducerea acestui serviciu din 2006. În perioada 2006-2008 am fost împuternicit să exercit temporar această funcție de conducere. Din 2008 am exercitat această funcție de conducere fără a fi retribuit pentru aceasta. Menționez că din 1985, de la absolvirea școlii militare de ofițeri, conduc colective de oameni, am fost numai în funcție de conducere și menționez că mă bucur, de altfel orice candidat s-ar fi bucurat să aibă o asemenea reușită. Sunt absolvent al Facultății de Drept, specialitatea Drept din cadrul Universității Mihail Cogălnicianu și absolvent al studiilor de master în cadrul aceleași universități, specializarea dreptul administrației publice locale. Menționăm că termenul limită pentru depunerea dosarelor a fost până la data de 12 iunie 2013 inclusiv, iar candidații trebuiau să îndeplinească cumulativ condițiile generale legii numărul 188 din 1999. Ca spre exemplu, să dețină studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 2 ani și să fie numiți într-o funcție publică din clasa 1. Singurul candidat și cel care a susținut și cele două probe a fost actualul șef al poliției locale, Vasilea Vasiloae. Până în prezent, acesta a ocupat actuala funcție doar prin dispoziții de primar, numai pentru o perioadă de maxim 6 luni.
la solicitarea Comisiei de Educație din cadrul Consiliului Local și cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Iași, prin rotație, câte o grădiniță din Pașcan va fi deschisă pe parcursul vacanței de vară. Măsura a fost luată pentru a veni în întâmpinarea părinților care nu au unde să-și lase copiii pe perioada vacanței. Până anul trecut, directorii de grădinițe erau obișnuiți să anunțe că instituțiile se închid pentru lucrări de curățenie și renovare. Astfel, în Pașcani vor fi deschise 4 grădinițe după următorul program. Urma consultărilor directorilor de școli și a coordonatorilor de grădinițe din orașul nostru s-a stabilit următoarea perioadă în care vor fi deschise grădinițele. În perioada 1-19 iulie va fi deschise grădinița cu program prelungit numărul 3 din zona Vale. În perioada 22 iulie-9 august vor fi deschise grădinițele cu program prelungit numărul 4 și grădinița rondată din Vatră, numărul 1. Pentru perioada 9 august 30 august va fi deschisă grădinița cu program prelungit numărul 2 din zona Deal. Serviciile vor fi gratuite, la fel ca în timpul anului școlar. Cei care vor să servească masa la grădiniță trebuie să achite în avans câte 8 lei pe zi pentru micul dejun, prânz și desert. Zica la ban, la ban trage, se potrivește de minune unui afacerist din Pașcani. Patronul, care conduce afaceri în mai multe domenii de activitate, a câștigat de curând la loto, la mare extragere, 6 din 49. Dacă luăm în considerare premiul pus în joc de peste 9 milioane de euro, putem spune că suma câștigată de afacerist nu este una foarte mare. Însă cele 410 milioane de lei vechi, echivalentul la 10.000 de euro, este o mică avere pentru o familie cu un venit mediu. Norocul patronului, care a dorit să își păstreze anonimatul, a venit în ziua de duminică, 16 iunie, când acesta a jucat o variantă simplă de 16 lei. La scurt timp de la extragere, întreprinzătorul și-a dat seama că a câștigat, iar când s-a uitat pe statistici, a aflat că în toată țara doar un singur jucător a mai reușit să câștige la categoria a treia, cea de noroc. Mai exact, pe lângă cele 6 numere alese din totalul de 49, întreprinzătorul a ales și cifra de la noroc, care i-a adus cei aproximativ 10.000 de euro. Biletul câștigător a fost jucat la agenția Loto din cartierul Bastilea, de unde acesta cumpără frecvent bilete. Eu joc pasionat și speranța că la fiecare e că să câștigi de asta și să joacă. Păi este foarte mare suma pentru faptul că perioada asta de criză, cu toate că avem societăți, avem și cheltuieli mari, și datorii, și e foarte binevenită. Numerele nu mai le rețin, dar cu ultimele 5 numere de la noroc, asta înseamnă categoria a treia. Furturi pe bandă rulantă din magazinele Lorimer. În numai câteva zile, două dintre punctele de lucru, unul din zona Deal, iar celălalt din Vale, a fost încercate de hoți. Este vorba mai exact despre magazinul de pe strada Mihai Eminescu, unde în cursul zilei de duminică, un bătrân a băgat o sticlă de spirit în buzunar și a vrut să-i păcălească pe angajați. Însă, gestionarea l-a observat la timp pe clientul cu gesturi de infractor și l-a oprit înainte ca acesta să părăsească incinta magazinului. La scurt timp în zonă a sosit și un echipaj de poliție care l-a legitimat pe bărbat și l-a condus la sediul poliției pentru cercetări. Aceeași situație s-a înregistrat și la magazinul din fața școlii Iordache Cantacuzino. Marți, 25 iunie, o femeie a fost depistată de angajați după ce a îndesat în poșetă o pungă cu cafea și câteva produse alimentare. Pentru a descuraja infracțiunile de furt din societatea comercială, managerul lanțului de magazine a făcut publice imaginele video din prima situație. În cursul zilei de astăzi s-a depus o plângere din partea unei societăți comerciale, respectiv un magazin alimentar, prin care se arăta faptul că o persoană a încercat să sustragă din magazin bunuri. Se vor face verificări de către poliție și în funcție de rezultatul acesteia se vor lua măsuri legale ce se impun față de persoana în cauză. Zi neagră pentru copiii din zona Pașcani aflați în vacanță. În doar câteva ore, numai puțin de 4 dintre aceștia au ajuns de urgență la spital după ce au suferit fracturi în urma unor căzături din copaci fructiferi, iar unul dintre micuți a fost lovit de o mașină. Cel mai grav dintre micii pacienți cu vârste cuprinse între 9 și 12 ani a fost un băiat din municipiul Pașcani care a căzut de la numai puțin de 3 metri înălțime dintr-un pom.
În cădere, acesta s-a lovit de creni și a suferit un traumatism craniofacial, abdominal și de umăr. Medicii spitalului de urgență i-au acordat primul ajutor și au decis transferul copilului la Spitalul Sfântul Maria din Iași. La același spital din Iași a ajuns și un copil din Pașcani cu o fractură de umăr și unul din Todireș, cu traumatisme la nivelul mâinilor, ambii în urma unor căzături din copac. Cu sucătidiri în compartimentul de primire urgență a fost o adresabilitate deosebită în ceea ce privește pacienții care au suferit politraumatisme prin cădere. Îndeoseb copii, am primit ieri un număr de 4-5 copii care au suferit politraumatisme prin cădere, între care 4 dintre ei au fost trimiși la Iași. Dintre aceștia, 3 au căzut de la înălțime, de la 3 metri, la 2 metri, la 1 metru, din pomi fructiferi. Este vorba de copii în vârstă între 9 și 12 ani, care și din Pașcani și din teritoriul, respectiv de la Todirești, care s-au prezentat cu traumatism toraco-abdominal, iar unul dintre aceștia avea și o fractură de humerus drept. Societățile comerciale și regiile din subordinea Consiliului Local Pașcani vor fi obligate să cumpere energie de la bursă, nu direct de la E.ON. În acest sens, pe ordinea de zi a ședinței programată să aibă loc pe data de 28 iunie de la ora 10, se află un proiect de hotărâre la inițiativa primarului Dumitru Pantazi. Dacă va fi aprobat, atunci în termen de 2 luni de zile, conducerile societăților de salubritate, apă, canal și reagecele vor trebui să încheie noi contracte cu furnizorii de energie la prețuri mult mai avantajoase, după care să prezinte un raport în Consiliul Local. Ideea a fost lansată de consilierul local Vasile Pleșca în ședința de la sfârșitul lunii mai, când au fost prezentate rapoartele de activitate pentru anul trecut. Pleșca a spus că, după liberalizarea prețurilor la energie, pe piață au apărut și alți furnizori, care oferă prețuri cu până la 30% mai mici decât cele de la E.ON. El a recomandat directorilor să renegocieze contractele pentru a nu mai majora prețurile la utilități în acest an. Doar atât vreau să-l întreb, tot domnul Prisăcaru a spus tot timpul creșterea prețului, să-i dăm bani de investiții, dar pentru reducerea cheltuielilor. Ce s-a făcut? Nu mă refer la salarii. Salariile știm, nu s-au, din contra, au crescut ponderea salariilor în cifra de afaceri. Mă refer la celelalte. Energie electrică, de exemplu. Mi-a spus că a crescut, Adineauri a spus că a crescut energia electrică de la începutul anului. Dar ați făcut ceva dumneavoastră ca să nu crească? Nu, a crescut prețul la energie electrică. N-a crescut. Dacă dumneavoastră aveați firma dumneavoastră, vă duceați să vă luați din altă parte energie mai ieftină cu 30%. Să știți că ne-am program de licitații cu asta. Vreau să vă, dacă crește, îmi spuneți noastră. Deci eu sunt un mare consumator și mă interesează treaba asta. Da. Deci încerc să mă duc peste tot să-mi găsesc o situație cu energie mai ieftină. Fac fel de fel de licitații, că eu sunt consumator mare, am și pe înaltă și discutam asta cu domnul consilier. Asta. Și deci sunt într-adevăr într-o discuție cu EONO să scădem aceste situații, să ne scoată. Domnule, ceva concret, când sunteți, când discuți, da, ne vorbim palpabil, ați făcut ceva? Da, am făcut. Astăzi, da, la ce? Data când vă spun, am încheiat un contract pe stația de curare, care de la aproape 90 de bani pe kilowatt la 50 de bani pe kilowatt, să vedem cum ne descurcăm acolo și vă pot prezenta contract și discuții cu EONU. Vrem să vedem cum putem și pe celelalte consumări din stațiile de pompare. Domnul... Da, și vă arăt contracte complete, da? Stația de epurare, eu vă întreb pe dumneavoastră, vorbim de componenta doar de energie, nu de celelalte. Cât plătiți pe kilowatt? Acum plătim în jur de, cu toate în jur de 0,53 de bani pe kilowatt. Este mult. Știți cât e kilowattul astăzi? Nu, dar dumneavoastră mă spuneți, cu tot, cu distribuții, cu energie verde. 360 trebuie să plătiți, atât. Nu, eu plătesc 280-290, dacă vreți să-mi spuneți, dacă îmi puneți distribuția și toate cu costurile. Cu toate, alea trebuie să ajungi la 360. Da, duceți-mi mie, uite, vreau să văd și eu cum aduceți. Discut și eu cu fel de fel, dumneavoastră îmi spuneți că am venit cu domnul consilier Rus și am spus, uitați, eu am... Domnul Prisăcaru, vă dau, nu-i nicio problemă. Nu suntem, n-am inventat noi roata. Sunt primării care au plecat cu... Sunt primării care au plecat de 2 ani. Dacă vreți, vă spun, Nădlacu, Botoșani, Alba Iulia, Târgu Neamțu, dacă vreți.
da? Cu 30% mai ieftin față de ianuarie 2013. Aveți dreptate. Știți care sunt celelalte costuri cu transportul pe joasă, pe medie, pe transformare, pe toate astea? Sunt 160 pe kilowatt. Restul, cu cât cumpărați energia? Asta v-am întrebat. Deci puteți să ajungeți pe medie tensiune astăzi la 360. Dacă vreți, vă arăt contract. Eu sunt unul dintre consumatori. Cred că plătesc mai mult decât dumneavoastră. Plătesc 360 de ron pe kilowatt. Ce vreți mai mult? Au apărut operatori concurenți EON-ul. EON-ul până acum un an de zile a avut caracter de monopol. La ora actuală, pe piața românească, sunt aproximativ 60 de operatori privați pe distribuție de energie. Foarte greu și la primărie, același lucru, și eu mă confrunt, i-am dat sarcină lui Mărț să-mi aducă consumurile și să vedem cum găsim soluții, să scoatem la licitație, achiziția de energie electrică. Sunt două posibilități, la licitație, pe SIAP sau pe bursă. În acest context, conducerea societății de apă și canal a început deja negocierile pentru obținerea unui preț mai mic la energia electrică. Societatea face parte din categoria marilor consumatori, costurile anuare fiind de peste 25 de miliarde de lei vechi. Noi și până la ședința care am avut-o în luna mai, deja negociasem niște consumuri de energie cu și singurul care ne-a putut satisface doleanțele noastre cu privire la furnizarea de energie, a fost tot EON-ul, care ne putea da o energie într-o anumită bandă, noi fiind un consumator, să zic, pe orele de vârf, care înseamnă dimineața de la ora 6 la ora, sau de la ora 6 la ora 9 și respectiv seara de la ora 5 la ora 22, unde consumurile sunt foarte mari, pentru că să putem evita acea situație când plăteam de energie la vârf, să ne dea o bandă de energie și am negociat. Într-o primă fază, suntem cu un contract anul ăsta până la sfârșitul anului cu două prețuri. Directorul Ioan Prisecaru spune că din primele discuții cu cei de la EON, prețul la curent ar putea să scadă, dar nu atât de mult încât să ducă la scăderea facturilor la apă la populație. În schimb, la REA GCL Pașcani nici măcar nu s-a auzit despre proiectul care urmează să fie aprobat de consilieri. Aici, factura lunară la curentul electric este mai mică de 150 de milioane de lei vechi, o parte din necesarul de energie fiind produs prin cogenerare la centrala termică numărul 5 din zona Deal. Menționăm că și primăria Pașcani intenționează să cumpere curent de pe bursă, cele mai mari consumuri înregistrându-se pentru iluminatul public. Anunțuri prin SMS la BIT TV. Trimite un SMS la numărul 1330 pentru o zi de difuzare, preț 3 euro, număr valabil în rețelele Orange, Vodafone și Cosmote. Trimite un SMS la 7550 pentru 7 zile de difuzare, preț 12 euro, număr valabil în rețelele Orange și Vodafone. Mesajul trimis spre difuzare trebuie să conțină neapărat cuvântul BIT urmat de textul anunțului. Mesajul nu trebuie să depășească 160 de caractere, altfel va fi taxat suplimentar. El va fi difuzat pe videotextul BIT TV în maxim 24 de ore de la recepționare pe rețelele din Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Iași pe RDS și în comunele din împrejurim până la granițele cu județele Suceava și Neamț, precum și pe ziarul orizont.info. Program videotext zilnic între orele 10 și 10, 18 și 22:09. Informațiile suplimentare privind difuzarea anunțului, fotografii, sugestii sau text suplimentar pentru anunț le puteți trimite pe adresa de e-mail bittv@yahoo.com sau la numărul de telefon 0766800644. A început Litoralul pentru toți, un program de oferte speciale pentru stațiunile românești. Litoralul pentru toți înseamnă prețuri mici pentru sejururi la hoteluri de 2, 3, 4 și chiar 5 stele. Vino la biroul de turism să alegi cea mai bună ofertă pentru familia ta. Biroul de turism, specialiști în concedii și bilete de avion.
Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din Deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor, vă așteaptă cu oferta săptămânii. Compleuri de vară pentru copii, diverse mărimi și culori, începând de la numai 11 lei și 90 de bani. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Florimer, aproape de casă. Autotrans.com, singurul serviciu auto din zona Bașcani pentru autocamioane. Promptitudine, profesionalism, servicii la standarde înalte de calitate. Efectuăm reparații pentru motoare, mecanică, instalații electrice, aer condiționat, geometrie, roți și vulcanizare. Schimbarea cauciucurilor, a uleiului, a filtrelor sau a pieselor cumpărate din magazinul nostru se face gratuit. Oferim servicii de inspecție tehnică periodică în cele mai bune condiții, cu specialiștii din cadrul RAR Iași, iar în magazinul nostru găsiți o gamă variată de piese auto și cauciucuri pentru mașini. Autotrans.com Pașcani, din dragoste pentru mașini. A deschis casa de amanet Hagi Gold pe splanada din Pașcan, la parterul blocului D8. Hagi Gold cumpără orice fel de aur și argint la preț maxim garantat. Numai aici puteți beneficia de cel mai mic comision de 0,14% pe zi. Tot aici puteți efectua transferuri rapide de bani prin MoneyGram. Hagi Gold. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Comuna Tătăruș va fi duminică 30 iunie gazda festivalului folcloric de la strămoșii noștri Noi am învățat, ediția a doua, ce va avea loc la Căminul Cultural Alexandru Vasiliu din localitate. Începând cu orele 10, sunt așteptați să participe la competiție elevi din comunele Valea Seacă, Lespes, Cristești, Vânători, Stolniceni Prăjescu, Tătăruș și orașul Pașcani. Festivalul constă în mai multe probe, precum sârbe, hore și bătute, dar și melodii interpretate de participanți, care vor fi jurizate de o comisie formată din cadre didactice. E adevărat, duminică, început cu orele 10, la Căminul Cultural Alexandru Vasiliu din Tătăruș, va avea loc cea de-a doua ediție a festivalului pentru copii și tineret. De la moșii noștri Noi am învățat. Acesta este genericul festivalului. Sunt invitați să participe copiii de la toate școlile din comuna Tătăruș și localitățile învecinate, Valea Seacă, Lespezi, Cristești, Vânători, Stolniceni Prăjescu, Pașcani și alte localități. Până în acest moment, știu că a confirmat foarte mult prezența și sperăm să fie un spectacol deosebit atât pentru cetățenii din comuna Tătăruș, dar și un spectacol pentru invitații noștri. La final, cei mai buni vor fi premiați cu diplome și premii din partea celor care organizează deosebitul eveniment: Liceul Tehnologic Tătăruș, Consiliul Local și Primăria Tătăruș, precum și Inspectoratul Școlar Județean Iași. Intervenție parlamentară în sprijinul cadrelor didactice din mediul rural. Astăzi, 26 iunie, senatorul Sorin Lazăr a solicitat guvernului creșterea salariilor pentru profesorii și învățătorii care își desfășoară activitatea în comune.
Mai exact, ținând cont de faptul că majoritatea profesorilor și învățătorilor sunt nevoiți să facă naveta zilnic, iar salariile sunt foarte mici, senatorul Sorin Lazăr a solicitat modificarea legislației actuale, așa încât salariile cadrelor didactice să fie mai mari, iar administrațiile locale să suporte integral costurile de deplasare sau să le pună la dispoziție locuințe de serviciu. Deci, la fel cum și în cu două săptămâni atrăsesem atenția tot prin declarații politice asupra unei categorii socioprofesionale de migrație, anume cea de medic, în mod firesc, nu pot să uit pe profesorii care educă pe copii aflați la țară. Aceștia au o soartă foarte bună, pentru că văd peste tot la mine în colegii și nu mai sunt țară și în județ școli cu copii ale căror familiei nu sunt foarte avute, copii care nu au manuale, care nu au interes pentru școală. Însă, din păcate, alături de acești copii există și profesori traumatizați din punctul meu de vedere, traumatizați în nivel de venituri relativ mic, bani pe care ei îi folosesc și pentru navetă, și pentru un loc de cazare acolo unde nu găsesc locuri puse la dispoziție de către primărie. Ori m-am văzut nevoit să fac această intervenție conform regulamentului și conform Constituției, țintind ca pe viitor, pe exercițiu bugetar viitor, pe 2014, poate o lege de salarizare a personalului bugetar să favorizeze, de fapt să favorizeze, să aducă acolo unde trebuie nivelul de plată al profesorilor de mediul rural. O altă problemă semnalată de senator este faptul că, la cele mai multe școli din mediul rural, mai multe clase învață simultan. Din acest motiv, dascălii nu au suficient timp pentru predarea materiei, astfel încât fiecare dintre elevi să acumuleze informațiile necesare. Populația școlară și dinamica școlară a luat multe locuri, este în scădere, dar sunt multe clase simultane, deci la 1-4 mă refer, deci învață împreună copii de-a treia, copii de-a treia, cei de-a treia se joacă, cei de-a treia fac tabla mulțirii sau ce fac oricum ceva mai complicat. Învățătorul are tot 50 de minute de oră didactică pentru ambele colective. Este un efort mult mai mare pentru el, pentru a se adapta cerințelor celor două grupe de vârstă. Deci lucrurile astea le vedem oriunde mergeți în România, la țară. Menționăm că, potrivit unei recente statistici, în alte țări europene, profesorii câștigă într-o lună cât dascălii români într-un an de zile. De exemplu, profesorii din Germania câștigă 3.000 de euro pe lună, în timp ce mai mulți profesori români au un salariu mediu de 250 de euro pe lună. Experiență inedită pentru un grup de tineri din întreaga țară. Sâmbătă 29 iunie va începe cea de-a 20-a ediție a taberei de jurnalism de la Muncel. În acest an au fost selectați să participe la cursuri 80 de liceeni din mai multe județe ale țării, departajarea fiind făcută în funcție de CV-ul și experiența în domeniu. Astfel, din județul Iași au fost selectați doar 8 elevi de la colegiile Octavian Băncilă și Negruții, care sunt deja colaboratori sau realizatori de reviste sau emisiuni școlare. Deschiderea oficială va avea loc sâmbătă, 29 iunie, în jurul orelor 19. Activitatea se va desfășura pe parcursul a 6 zile, sub îndrumarea unor specialiști în domeniu. Sunt elevi și studenți din toată țara. Au un număr de 80 de locuri alocate pentru o activitate care va ține 6 zile. Sosirea lor va fi în de 29, apoi vor fi împărțiți pe redacții, presupus radio și televiziune. Printre colaboratorii noștri de anul acesta, având televiziunea CGTV, TV, Antena. Scopul taberei este dezvoltarea aptitudinilor jurnalistice ale tinerilor cu experiență în domeniu prin cunoașterea muncii de redacție și de teren sub îndrumarea jurnaliștilor profesioniști. În acest sens, vor fi formate mai multe echipe care vor învăța cum să redacteze un text jurnalistic, dar și cum sunt montate știrile într-un studio de televiziune. De asemenea, cu sprijinul unor sponsori, în fiecare zi de curs va fi tipizat câte o ediție a ziarului Puls, în paginile căruia se vor regăsi articolele scrise de cursanți. La final, articolele vor fi jurizate de către un colectiv de profesioniști alcătuit din profesori universitari din Iași și cele mai reușite vor fi premiate cu diplome. Care au dorit să participe la această tabără, au trimis un este pe adresa noastră de mail la direcție, o comisie de jurnaliști le-a verificat, apoi s-a dat undă verde la cei care
au dorit să meargă în tabără. Menționăm că organizatorii evenimentului sunt Ministerul Tineretului și Sportului și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași. Tinerii atleți înscriși la secția de atletism al Clubului Sportiv Municipal, unde sunt antrenați de către profesorul Mihai Vicovanu, au reușit din nou o serie de rezultate deosebite. În perioada 23-25 iunie, aceștia au participat la finala campionatului național dedicat juniorilor, ce a avut loc la București, unde din nou ne-au reprezentat cu succes. Astfel, după 3 zile de concurs, sportivii pășcăneni au reușit să obțină 2 medalii, una de argint, iar cealaltă de bronz, plus multe alte clasări în top 10. Ioana Grigoraș a reușit să obțină cele mai bune rezultate, locul 2 la proba de aruncare a greutății și locul 3 la proba de aruncare a mingii de oină. Tot la aruncarea greutății, locul 9 a fost obținut de Daria Apostol. Tot ea a adus și prima participare pentru clasarea pașcanului la proba de aruncare a suliței, locul 9. Bianca Coșerariu a luat locul 4 la proba de triatlon, în timp ce Iustina Berbeci a venit pe 5 în aceeași probă. La triatlon masculin, Alexandru Randel s-a clasat al 4-lea, iar Tudor Pintilie a terminat pe 9. Menționăm că, pentru rezultatele de la această etapă, cât și pentru cele din luna aprilie, când sportivii au obținut un total de 7 medalii, Federația Română de Atletism a decis să răsplătească secția de atletism a Clubului Sportiv Municipal cu diploma de excelență. În zona geografică a municipiului Pașcani, condițiile sinoptice rămân în aceiași parametri asemănători cu cei din zilele trecute. Mai exact, vremea va continua să fie instabilă, cu cer acoperit pe întreg parcursul zilei, din care sunt așteptate reprize de precipitații sub formă de ploi slabe. Circulația atmosferică va fi nordică, iar vântul va sufla la valori moderate.